Cluj, sunt de vorbă cu Radu Constantea, președintele executiv al Universității Cluj. Bună seara! Bună seara! În primul rând, hai să vorbim de ce a fost ieri. Felicitări pentru ideea de a lua pe Ioan Ovidiu Sabău și s-a văzut un impact imediat. Cea și se vede idee. Și așa că e, are pedigree de un Cluj, parcă e de acolo. S-a și văzut. Bine, acum noi am fost puțin triști că ne-ați luat un invitat din emisiune, dar felicitări pentru decizia asta. Cum a fost meciul? Cum vedeți dumneavoastră lucrurile acum la Cluj și cum e toată legătura asta cu Ioan Ovidiu Sabău? Mulțumim frumos, da, pentru noi a fost un debut foarte bun, era important să începem cu dreptul, să facem 3 puncte. Am fost pe lângă victorie, cred că foarte important a fost meciul în sine, cum l-am abordat, cum atitudinea jucătorilor, modul de cum s-au dăruit și, până la urmă, și realizările pe care le-au avut. Cred că am meritat pe deplin victoria și este foarte important pentru noi și cred că și pentru Meluțu să aibă un debut cu dreptul. Da, pentru noi, după ce Eugenie a anunțat că vrea să plece la Craiova, pentru mine a fost primul gând a fost la Meluțu, cu care eu țineam legătura și am mai discutat despre dorința lui de a se reîntoarce în antrenorat și cred că a fost o idee bună și pentru noi și pentru el și sper că la finalul sezonului să fim mulțumiți și noi și în primul rând și el de tot ceea ce a realizat. Cum îl vedeți așa la antrenamente? Cum l-ați văzut în cantonament? Totuși după 8 ani să te întorci pe bancă? E fiind ca alții. Adică avem un... Da, arată bine, spune Vasile Miruț aici. Arată bine, e în formă, da. Da. Și feedback-ul din partea jucătorilor și a tuturor. E foarte pozitiv, lumea e foarte concentrată. Deci, clar că e respect din partea jucătorilor și din punctul ăsta de vedere cred că este un mare plus pentru noi, pentru club și pentru jucători, în primul rând, că au ce învăța de la Neluțu și tot ceea ce înseamnă abordarea unui meci și modul cum să te pregătești și ceea ce înseamnă până la urmă să fii un fotbalist. Ați dus muncă de lămurire cu el să întoarcă în antrenorat? Au fost 2 zile când și el era așa un pic pus pe gânduri, în primul rând, de presiunea pe care știa foarte, era conștient de presiunea care era Universitatea Cluj, nu avea foarte mult timp de a reintra în activitate și atunci a fost un pic 2 zile, dar după ce am avut discuții, a fost destul de ușor după aceea de a stabili toate lucrurile și de a începe acest drum. Hai să rămânim și povestea cu Neagoie. Ați văzut comunicatul Universității Craiova, am văzut că și Cluj a dat în urmă câteva minute un comunicat. Da, noi am fost surprinși și am fost surprins astăzi de comunicatul Universității Craiova, care în punctul nostru de vedere nu are nicio legătură cu realitatea și nu știu de ce au dat acest comunicat. Sigur, noi am fost nevoiți să răspundem și să prezentăm exact lucrurile cum sunt. Cum în 23 decembrie, când am avut discuția cu Eugenie, am explicat foarte clar că noi nu putem să fim de acord cu rezilierea pe care amiabilă. Dacă decizia lui de a denunța acest contract, atunci sigur vom merge conform regulamentului la comisie, adică el trebuie să meargă la comisie și comisiile vor constata dacă într-adevăr contractul se poate denunța unilateral fără justă cauză. Mai departe, de atât, noi nu avem ce. Adică, din punctul nostru de vedere, nu e clar. Am avut discuții și pe Eugen și după și cu cei de la Craiova, în care le-am explicat că noi nu avem cum să reziliem pe calea amiabilă. Și atunci, dacă decizia lor a fost de a proceda în această manieră, atunci, sigur că așteptăm că comisiile să decidă și vom vedea. Adică, din punctul nostru, lucrurile sunt foarte clare și în regulament scrie foarte clar. Adică, Eugen trebuie să fie conștient și cei de la Craiova când au făcut acest pas, că acestea sunt prevederile regulamentare și acestea sunt pașii care trebuie să urmeze. Scrie în comunicatul Universității Craiova că domnul Boc și-a pus ambiția în a-l pedepsi pe actualul antrenor al Universității Craiova și că sunt împotriva implicării politicului în fotbal, cu trimitere din nou la implicarea lui Emil Boc, eventuala implicare a lui Emil Boc la Cluj. În afară de declarațiile care le-au dat și care au fost publice, în care, sigur, modul cum a decis Eugenia Goia să plece la nostru Cluj, nu este nicio implicare a lui Emil Boc în cadrul clubului sau în decizia de a nu semna această reziliere pe care am iubit cu Eugenia Goia. Acum, Craiova cred că nu e nici cel mai bun exemplu de a discuta despre implicarea politică. Da, sigur, și acolo, da.
Vasile. Bună seara, Vasile Mriuță, sunt Radu. Păi dacă n-au fost nicio... N-ați avut clauze, nu? Că poate să plece liber sau ceva, nu? Nu, nu. Păi, atunci ai clară treaba. Ce să... Vorba ta, aici, aici. Dar Ucluș ce vrea să obțină din acest litigiu? Sau ce ar putea Ucluș câștiga? Ucluș nu are niciun litigiu. Ca și antrenor, dacă vrei să ai posibilitatea asta, dacă nu este o clauză de reținere, să denunți contractul fără justă cauză, da. Doar că ca contractul să fie denunțat, trebuie să parcurgi toate etapele la Comisiile Federației. Corect, așa este. Uh-huh. Eugen Agoe putea să nu parcură aceste etape, doar dacă noi eram de acord să reziliem contractul pe cale amiabilă. Adică noi n-am fost de acord. Adică noi nu am avut o discuție cu Gem, hai să încetăm raporturile contractuale. Dorința lui, așa. Eu nu aveam cum să semnez o reziliere pe calea mea abilă, doar că el vrea să plece la Craiova și are o ofertă de la Craiova. Primul rând, nu cred că a fost etic din partea celor de la Craiova de a discuta cu un antrenor care este sub contract, fără să ne anunțe, nu? Da, noi nu am vrut să... E vorba și de niște bani la mijloc, iar șerului Nagoe să înapoieze niște bani, s-a vorbit și despre așa ceva. Păi nu, în regulament scrie că el poate denunța contractul doar dacă plătește 50% din sumele pe care le-a primit de la Universitatea Cluj sau de la clubul la care activezi. Da, bun, deja are logică. Deja are logică atunci. Asta e prima condiție ca să... Da, chiar și așa, dacă înapoiezi banii, tot prin comisie. Deci e o chestiune, e o procedură așa, care sigur e mai greu, din punctul de vedere, dar ei trebuie să fie conștienți de acest lucru. Adică nu pot să ne impute nouă aceste proceduri care sunt în regulament. Înțeles. Doar pe motivul că noi nu suntem de acord, după ce a anunțat că vă dorește să plece, că nu suntem de acord să-i semnăm, rezilierea pe calea mea. Rest noi nu. Am înțeles. Și cred că e și, și aici o chestie și de principiu, nu? Păi, v-a deranjat ce a făcut Neagoie? Păi, bă, da, sigur că noi n-am fost pus într-o situație foarte ușoară în 23 decembrie să fie anunțat după ce s-a discutat toată strategia de transferuri, după ce s-au anunțat niște jucători că nu mai intră în planurile noastre, sigur. Noi totdeauna am susținut ideea și deciziile antrenorului pe care le-am avut, cum am susținut și decizia lui Eugen de a renunța la un anumit număr de jucători, pe care a și anunțat după meciul de la Sepsi și după 3-4 zile să fie anunțat că nu mai dorește să continue și că vrea să plece, care ofertă. Sigur, uman încerc să înțeleg și varianta asta, dar în același timp nici noi nu puteam fi de acord să zicem ok, mulțumim frumos și semnăm rezilierea pe calea amiabilă și asta este. Nu. Da. Interesant. Adică peste tot există, dacă ne uităm și în campionatele din Germania, acum Vasile poate să confirmă. Într-adevăr, au mai fost cazuri când au plecat niște antrenori de la anumite echipe, la Bayern München sau la alte echipe. Acolo, într-adevăr, s-au discutat eventual poate și de niște sume de bani pe care... Compensații, corect, așa e dreptate. Da, s-au dat niște bani, corect. Bani, așa. Ok, dar așa. Dacă vrei să iei un antrenor și l-apreciezi care e la o altă echipă și crezi, să zicem, un deranj la echipa respectivă, există o compensație financiară. Deci oare noi n-am cerut-o, n-am stabilit o sumă. Mi se părea de bun simț să intrăm într-o discuție eventual dacă era, putea exista și această variantă. Nici asta nu a avut loc. Deci noi am fost deschiși la mai multe variante dacă era. Până la urmă, Rad, voi ați proceda foarte bine, ați proceda corect. Ce să Dar care era, din punctul clubului de vedere, care era varianta cea mai bună de despărțire? Adică venea Neagoe, vrea să meargă la Craiova. Cum ați fi văzut despărțirea? Din punctul nostru de vedere, dacă eram contactat de cei de la Craiova, care mi-ar fi explicat că doresc să ia pe UG, și dacă există o variantă în care să discutăm despre o compensație financiară, ținând cont că nu este o clauză de reziliere. Am înțeles. Corect. Normal, așa ar fi fost normal. Da. Și da. Nici noi nu suntem, adică cel puțin eu nu am fi fost absurd să discutăm de niște sume care n-au nicio logică din punctul de vedere. Deci cred că s-ar fi găsit niște variante corecte pentru ambele părți, dar sigur trebuie să fie o compensație financiară, nu? Și acum, dacă ar veni această variantă, ar fi deja prea târziu? Nu știu, acum cred că este prea târziu pentru ambele părți, din punctul de vedere. Nu prea mai are neapărat o logică acum. Sigur, noi, eu repet, noi suntem deschiși la orice discuție, nu vrem să încurcăm, nu vrem să blocăm pe nimeni, dar și suntem corecți și față de noi și, în primul rând, și față de club, de Universitatea Cluj, și mergem pe varianta ce zice regulamentul și asta este. În regulă. Mulțumim foarte mult pentru lămuriri, Radu Constantea. Multă baftă în continuare cu Cluj. O seară plăcută.